Mi-e frig. Mi-e dor de tata foarte mult. Dintre haine și lemne, ce ți-a dorit mai mult? Să am căldură. Andreea, tu ești odora picioare? Mai alți ciorapi ca să te schimbi? Fără pampers, fără alimente, fără medicamente, fără lemne, fără stare soț cu 5 copii, mamă de la 13 ani. Nu știu. Simt câteodată că nu mai pot. O iubesc pe mama până la ce? Câte ani ai tu? 7. Ai fost la școală azi? Încă nu am fost. De ce? Că nu am mai nici papuci. De cât timp nu mergi la școală? De două zile. De când au venit frigul, nu? Papucii ăștia care ai în picioare îți vin? Nu prea îmi vin. Ce-ți dorești tu de sărbători? Ca să am haine să plec la școală. Cum te simți tu așa că nu ai haine, nu ai ghete? Mă simt prost, că toți colegii mei are papuci și geacă frumoasă, ei nu am. Te-a părăsit, tata, nu știu unde sunt. Cât ani era, Isa? 5 ani. Ai fost la școală astăzi? Da. Și ce ai avut în picioare la școală? Ai avut ghete? Dar cu ce ai fost? Cu Adidas. Și cum a fost cu Adidas? A fost frig? Mai e ceva lemne pe lângă casă? Nu am nici foc pe casă. E frig afară? Foarte frig. Au rămas doar câteva așchi de la lemne aici. Nu mai e nimic. Am 26 de ani, am 5 copii. Spune despre tine. Cum ai copilărit tu? Am copilărit, nu știu dacă știu ce ai copilărie. Că m-am măritat de la 13 ani. Și nu prea știu ce e copilărie. Nu știu. Simt câteodată că nu mai pot. Și nu mai am o putere și câteodată îmi dă ei putere. Pot să merg mai departe și să mă chinui așa. Mie se mi-a dă ei, plâng cu ei în brațe. De exemplu, mi-a zis fata, mama, am văzut la o fată un ghiozdan așa de frumos. Și am zis, na, lasă, că ți-am amișit ție. Acum văd că nu ai făcut focul în casă. Nu, am făcut că nu. Geamul la ușă e crăpat. Da, este crăpat. A trântit ușa mai tare copiii și s-a spart. Cum e seara? Seara este semna. Răcoare, frig. Dar ne învelim toți și ne luăm toți în brațe. Ce? Și ne mai încălzim. Cu ce am învelit seara? Cu pătură. Și vă e frig seara? Ce poți să ne spui despre soțul tău, tatăl copiilor? Da, tatăl a fost frumos. Am fost amândoi, am muncit, ne-am făcut căsuța asta. Dar până și-a găsit el cu mâna acolo și mi-a spus că să nu-l mai sun, să nu-l mai deranjez, că el s-a însurat și că nu mai vine acasă. De cât timp ți-a părăsit soțul? De 4 luni. Și de atunci a început să fie greu. Da, mi-a este foarte greu de atunci, fără lemne. Mi-e dor de tata foarte mult. Cu laptele mă descurc greu. Am datorie la lapte, că e prima pentru el. Și am 6 milioane la... Prima dată m-am gândit că când iau alocația să iau lemne ca să fie mâncar foc în casă și căldură. Că este foarte greu să stai în frig. Să dormi în frig, să te scoli în frig. De ce plângi tu noaptea? Că e frig. Ce mâncare mai ai acum în casă? Azi ce ai mâncat? Azi n-am mâncat nimic. Ieri ai mâncat ceva? Foarte mult am plâns zilele astea. Că am zis că tot așa am stat în frig și mi-era milă de ei că stau în frig și ei spunea, mami, mi este frig, nu mai pot. Ce înseamnă copiii tăi pentru tine? Totul. Totul înseamnă. Mi-aș da viața pentru ei.
Aș face orice pentru ei. Doar un singur pamper și nu știu cui să-l pun. Să-l pun lui că e mai mare sau să-l pun lui că este mai mic. Nu știu exact cui să-l pun. Nu mai pun nici în pătură să mai mă duc. Că e foarte departe. Și mă dor spatele, mă doare rinichii, nu mai pot să ridic așa mult. O iubesc pe mama până la cer. Dintre haine și lemne, ce ți-a dorit mai mult? Să am căldură în casă. Să fie căldură în casă, așa mă lasă. Ca să nu mai stăm. Andreea, tu ești de la picioare? Mai alți ciorap ca să te schimbi? Suntem acasă la Valentina, este luna decembrie și când am intrat în casă nu am găsit făcut focul. Asta pentru că nu mai sunt lemne de lucru. Cât a fost vară, Valentina a dus câteva lemne din pădure, doar că acum ele s-au consumat și tatăl le-a părăsit, a plecat de 4 luni, este în străinătate, a plecat la muncă și a rămas acolo. Valentina a rămas acasă cu 5 copii. Se descurcă cu greu. Sunt 2 zile de când mănâncă orez. Copiii nu au mai reușit să meargă la școală pentru că nu au geci, pentru că nu au ghete. Am vrea să venim în ajutorul acestei familii și să îi ajutăm cu lemne, să poate să se bucure seara de căldură în casă. Ne-a povestit Valentina că seara dorm fără foc. Sunt seri în care dorm fără foc și pur și simplu să iau în brațe dintre alții și așa să încălzesc. Au nevoie de o ușă pentru că geamul la această ușă îi se spartă. Am vrea să ajutăm și copiii cu ghete, cu geci, să poată să meargă la școală, să poată să se bucure de o copilărie frumoasă, să se poate bucura de sărbători și ca toate celelalte familii. Vă mulțumim că veți din nou alături de noi și această familie. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să vă răsplătească. Dacă tu ai primit o pereche de ghete și o geacă, cum ar fi pentru tine? Frumos. Te bucura mult de sărbători? Mă bucură foarte mult.